E încă un caz în plus care mă face să militez pentru transplantul de organe. Eu, începând de duminică, încep o acțiune națională de conștientizare a populației ce înseamnă transplantul de organe. Și astăzi am fost de am donat sânge. Eu la 6 luni mă duc și donez sânge, dar astăzi în mod special am vrut să ajung cu fiul meu, cu tot, să donăm sânge. M-am dus cu toată presa, pentru că e o lipsă de sânge în toate spitalele din România. E o lipsă de organe. Sunt zeci de mii de cetățeni, concetățeni de-a noștri, semeni de-a noștri, care au nevoie de un rinic, de un ficat, de un plămân, de un organ, de piele, de retină, de una alta, de sânge, și nu există, pentru că astea nu sunt lucruri care le faci la strungărie. Și vreau să conștientizăm poporul român în sensul că a dona organe nu e ceva împotriva religiei, nu e ceva împotriva divinității, și salvăm o viață donând sânge sau organe. Avea nevoie de un transplant de organe. Eu cred că avea nevoie de un transplant de organe și cred că în actul medical, eu nu mă pricep la chestia asta, dar de foarte mult venind până acum, tratate părând bolile pe care le avea, cred că puteam să prelungim viața la viața ființa. Cu un transplant de ficat făcut la timp, atunci la vremea lui, cu o operație făcută într-un anumit fel. Eu nu mă pricep la chestia asta, dar cred că se puteau reglementa. Pentru că el a stat în aparat în ultima perioadă și să ajungi în aparat înseamnă că ceva nu funcționează. E ca la mașină, și omul e o mașină. Și mașinăria numită om, avem talentul ca să o defectăm noi în timpul vieții, dându-i carburant prost, dându-i tot felul de chimicale prin respirație, prin alimentație, viața de zi cu zi foarte stresantă, și pe urmă ne mirăm că ne doare în stânga și în dreapta. Și sunt oameni care... De ce nu donează românii? Nu donează nu numai organe. Eu am înțeles dintr-un studiu care s-a făcut... Nu, trebuie să ne gândim destul de greu să donezi. O chestie religioasă. Păi eu sunt de acord... Nici măcar sânge nu donez. Nu, eu sunt de acord să-mi donez toate organele, tot. Și eu și copiii mei și părinții mei. Dacă au ce să facă cu organele... Mai bine să vă sinucideți? Sau? Nu să mă sinucidă. Dacă, Doamne ferește, mă culc, treaz și mă trezesc mort mâine dimineață, s-a întâmplat. În procedură de urgență, cred că mai are ce să facă cu un rinic de-a meu, probabil să salveze o viață, pentru că nu am ce să fac acolo unde mă duc pe lumea altă cu rinichiul sau cu ficatul, m-ați înțeles? Știți că și mai fost cazuri, îmi cer scuze, poate părea macabru, dar au mai fost cazuri de oameni care au murit și s-au trezit peste două zile. Morți aparent. Bine, dar acum pentru un caz la... Ce faceți dacă este stați un moment, aici există în Statele Unite, de exemplu, s-a demonstrat că unii care au fost condamnați la moarte și executate pedeapsă, s-a demonstrat după 5 ani că de fapt era nevinovat. S-ar întâmpla probabil eu să fi avut posibilitatea să mă trezesc după două zile, dar eu nu mai am chef să mă mai trezesc după două zile după ce mi s-a constatat decesul. Și eu sunt de acord să-mi donez organele și sunt de acord să-mi ajut semenii și sunt pentru a milita în momentul de față să ajungem la o normalitate. Normalitate în sensul să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem. Deci da, să trăim în simbioză toți, să nu mai avem o foarte mare grijă de vecinul, de capra vecinului, de sentimentul vecinului, de... Că acum, în ultima perioadă, am înțeles că dorim moartea vecinului ca să umflăm capra. Nici așa nu e în regulă. Da, dorim moartea vecinului ca să umflăm capra. Nu, la noi orice idee trebuie să aibă o părere contra. Da, acum, toată lumea trebuie să fie...